Turismul a fost lovit în plin de criza coronavirus, mai mult decât oricând în vremurile recente. Ca să ne facem o idee, la criza economică din 2009, traficul turistic internațional scădea cu 4%. Anul acesta va scădea cu peste 20%. Ce reprezintă asta pentru țările din Uniunea Europeană? Turismul înseamnă peste 2 milioane de firme, majoritatea de dimensiuni mici și medii, și peste 12 milioane de oameni, ale căror locuri de muncă dispar sau sunt sub semnul întrebării. 10% din produsul intern brut al țărilor din Uniunea Europeană este generat de turism și de afacerile conexe. Prin urmare, nu este de mirare că turismul și redresarea lui reprezintă o chestiune de maximă importanță pentru Comisia Europeană. Și nu este doar o problemă de bani. Pentru ca turismul să se poată relansa, este nevoie ca oamenii să poată călători din nou. Trebuie redeschise hoteluri, restaurante, trebuie reluate zboruri. Deci este o chestiune de siguranță și nu doar atât. Este și o problemă de încredere. Oamenii vor călători din nou când vor simți că nu sunt în pericol, că există reguli de igienă clare și că cineva are grijă ca ele să fie respectate. Sunt așadar o mulțime de elemente de care Comisia Europeană trebuie să țină cont în această criză complexă, fără precedent. Suntem împreună și asta contează enorm.